Dar avem un invitat foarte special în continuare și parcă văd cum toată atenția mea e deja numai la el. Dar o să-i salut pe stăpânii lui Cocos. În primul rând, este vorba despre Adriana Meaun și Radu Zabulica. Adriana, Radu, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Eu mulțumesc pentru că ați acceptat și l-ați luat și pe Cocos cu voi, care e foarte cumințel, văd. Parcă. Probabil e că e surd și el este indiferent la sunetele de aici. Ah, uite, am înțeles! Cum l-ați... Da, stați așa ca să fac o scurtă prezentare. Voi sunteți foarte, cum să zic, atașați, sunteți, cred că, îndrăgostiți pur și simplu de toate animalele. Câte pisici aveți acasă acum? Până ce-o fi trei. Până ce-o fi, da. Da, da. Și pe Cocos unde l-ați găsit? Pe Cocos l-a găsit soțul la Bălți când am mers la părinți în vizită. El era foarte micuț, avea probabil vreo 3 săptămâni, nu mai mult, și avea și chlamidioză, adică practic, cum ne-a spus veterinarul, încă o zi, două și el avea să moară. Dar chiar în minut acum l-a găsit soțul, era duminică, am sunat veterinarul de la Chișinău și a spus că eu în două ore vă aștept la clinică. Am mers și am zis că hai să riscăm, poate, mă rog. Totuși are vreo șansă. Și în 3 zile l-am pus pe picioare. Țin minte și acum poza înainte, după 3 zile, cu ochii lui dulci, așa era de ginga și blând, că am zis că păcat. Radu, tu l-ai găsit unde? Unde? Deci, pur și simplu era jos, în mijlocul drumului, era slab, culcat și inițial părea că chiar nu e în viață. Când am văzut că totuși parcă mai trăiește, am încercat să-l salvăm. Inițial ne-am gândit că îl vom trata și îi vom găsi o casă. Dar până la urmă am decis să-l lăsăm, să-l păstrăm, pentru că urma să mai aflăm că mai are probleme și înțelegeam că să fie greu să găsim o casă cu, totuși nu toți sunt de acord să-l ia acasă o psică ori un câine care inițial are probleme. Da. Da, noi cu timpul am aflat că el are probleme nu doar cu auzul, adică acum am aflat în vreo 2-3 luni, dar are probleme și cu vinișoara care trece, care filtrează, da? prin ficat, la dânsul de la naștere nu este și orice ar mânca, el vomită, adică are ca un reflux. Și asta se întâmplă și acum? Nu, noi am undeva un an de zile foarte mult ne-am chinuit cu mâncarea, am inventat, am găsit și așa și așa, adică am apelat la foarte mulți medici până am ajuns la niște medici nutriționiști veterinari în Moscova, care ne-au făcut meniu special pentru Cocos. Wow. Da, și acum el este așa, în așa, chiar aș spune, da, el arată foarte bine, arată perfect, doar datorită la meniu special, adică soțul, eu fac dimineața terci la fică, dar soțul în fiecare zi face terci pentru Cocos, de dacă trebuiește acolo câteva sute de grame de bostanel, câteva sute de grame de terci, câteva sute de grame de ou fiert și deja el îi repartizează și pregătește... Da. Dacă cuiva trebuie rețetă, adresați-vă, noi da. Ne împărțim. Ce interesant! Dar chiar vreau să zic, că n-ai zice nicio secundă că are probleme de sănătate și că... Da. Noi când l-am găsit, el se vede că cineva l-a lovit foarte tare cu piciorul, că la dânsul capul era întors tocmai pe o parte, el practic nu putea ținea și datorită deja la medicamentele care ne l-au oferit, cred că și dragostea foarte mult a contat, el a absorbat picioare. Da, el puțin se vede că stă capul pe o parte, dar nu așa de tare. Nu s-a mai întărit, oasele, mușchii, mă rog, da. Acum e ok. Eu asta vreau să zic, că dragostea cred că a jucat cel mai important rol, sincer, și energia voastră bună și caldă. Probabil. Are și o culoare de blăniță interesantă. Da. Nu prea am văzut. Parcă foarte și des. Da. Da, 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 da. Da, este și la atingeri, la fel. Of. Ați spus că aveți o fetiță. Da. Câți anișori are fetița? Fiecare 2 anișori. Aha, și cum se înțeleg cei doi? Eu pot spune că ei sunt practic cei mai buni prieteni. Adică ei împreună se joacă, ei împreună dorm. Când fica e bolnavă, el vine permanent alături să culcă. Și asta e o dragoste chiar foarte special. Dar întâi în viața voastră a apărut Cocos? Nu. Nu. Noi în prima a apărut Nolic, apoi a apărut Persic, apoi a apărut Bublic, da, o istorie temporar. Așa mai tristă, deoarece n-am reușit să-l salvăm. Da. Apoi deja a fost Ananas.
Nu, nu, cocos. Diferența de două săptămâni cocos, a fost cocos, apoi ananas. Da, ei erau practic, parcă erau frați, da. Cocos cu ananas. Și la momentul dat noi ne-am oprit deoarece eu am rămas însărcinată și deja nu reușeam nici fizic, nici ca cum să salvăm animale. Adică e și lucru și deja când apare copilul. Noi acum ne străduim mai mult financiar, să ajutăm voluntarii noștri cunoscuți pentru întreținere, pentru când ei salvează, deja îi ajutăm financiar pentru a pune pe picioare piscuțele și cânișorii. Cred că deja aveți, cum să zic, sunteți versați în acest domeniu, știți cam ce ar trebui de făcut, da. Veterinar, cam ce proceduri, cam ce medicamente. Veterinarii practic ne cunosc deja, plus minus deja ne cunosc la Dar asta vine așa dintr-o dragoste interioară voastră, instinctivă pentru animale. Da. Un mic aport probabil social la problemă care există, problemă poate și globală și în general în Republica Moldova cu animalele abandonate și chiar și dacă nu poți să le iei pe toate acasă, nu poți să le tratezi pe toate, dar măcar puțin câte puțin, acolo e hrănit un animal, acolo dacă ai văzut că este o problemă, ai donat, poate altcineva s-a apucat să-l trateze, adică e un mic aport care de fapt dacă fiecare l-ar face, câte puțin, indiferent, câte puțin, mai puține probleme ar avea să fie și mai puțin animale abandonate. Da. Dar cum de v-ați oprit doar la 3 acum? Acum aveți 3, dar am înțeles că au fost și bublic și ananas. Da. Apropo de bublic, ați spus că a fost... Nu a rezistat, da, deoarece el a fost într-o stare foarte urâtă. Acolo era și piciorușul rupt, se vede că cineva i-a zmuls și codița, dar i-a zmuls-o foarte rău. Da, și el deja și sfincterul de la anus nu mai lucra, adică el cum mânca, deodată vomita și el a rezistat la noi 2 săptămâni, cred că. Da, 2 săptămâni. Și deja, din păcate, asta a fost cel mai, așa, cel mai tragic caz care noi l-am avut. Da, din păcate nu poți pe tot să-i ajuți, să uneori da. Și așa sunt. Noi măcar am încercat. Da. Cum s-ar spune, măcar am încercat și ultimele 2 săptămâni el le-a avut în dragoste, căldură, că era luna noiembrie atunci când l-am găsit. Și... Dar după ce, pe restul pisicilor pe care le-ați adoptat pentru o perioadă scurtă de timp, deci ați avut grijă de ele un pic și apoi le-ați găsit stăpâni? Noi ca orice voluntar găseam, tratam, sterilizam, castram dacă era nevoie și vaccinam și găseam stăpân, că numai să nu le lăsăm afară. Dar așa s-a primit că după cucos am născut și v-ați oprit. Și timpul nostru liber deja e foarte... Adică el deja nu mai există absolut deloc. Adică noi deja ne-am limitat la asta. Ce cumințior, cumințel este, Doamne. Dar pentru că nu aude, nu știu, trebuie să... Nu știu, când... E mai greu să aveți grijă de el din cauza asta? Unica problemă este că el uneori poate duc să doarmă prin dulap și eu uneori mă sperie. Da, unde cucoasă? Și nu pot să-i spui pis, că da, să vină. Dar noi deja cam ne-am deprins cam în ce locuri el doarme, cam unde el iubește să cuce și noi repejor îl găsim. Dar în rest probleme absolut deloc nu sunt. El nu are probleme cu focurile de artificii de anul nou, el nu are probleme cu Teodora când mai face năzurele. El e foarte bine, mersi. Eu zic că arată foarte fericit și împlinit. Și, da. Și voi sunteți minunați pentru că găsiți resurse și vă dedicați timpul și energia pentru a ajuta animale. Nu știu, ce vă deranjează cel mai mult la modul în care oamenii vedeți voi că tratează animalele? Și nu doar animalele abandonate, mai aud și cazuri când chiar oamenii care își cumpără animale pentru a avea grijă de ele, nu întotdeauna au grijă de ele așa cum se cuvine. Cea mai mare problemă că atitudinea totuși a oamenilor este de parcă ar fi o jucărică. Nu este atitudine de fapt că este o ființă vie și noi avem atitudine de parcă este un... Copil al nostru. Da, deci spus cumva tare, mă rog, dar așa este. Deci nu poți să-ți iai o răspundere și la un moment dat să spui că e bine, m-am săturat, hai, îl lăs afară. Deci asta nu e corect, de la asta tot pornește și toate problemele de fapt de aici pornesc când nu-și asumă responsabilitatea sau nu o duc până la capăt. Cocos știe unde e camera, mă scuzați, Radu, da, s-a uitat fix acolo unde arde beculețul roșu. Doamne, ce drăguție. Da, despre asta e că sunt suflete
eu cred că voi le tratați ca pe membre ale familiei. Da, da. La noi, Cocos, băietul mamei, Persic, fata tati, știu, Dora la fel, ei toți suroși frați la noi. Deci Cocos e băiat, da. Persic, fetiță. Fetiță. Da. Și da, Nolic... Da, nu se leagă numele, dar e fetiță. Da, e fetiță, dar Nolic, băiețel. Și la noi se primește așa, două fete, doi băieți. Oh, da. Câine, nu... N-aveți. Nu, din păcate, nu, apartamentul nu e chiar așa de mare, dar eu așa, o leacă, dar micnesc. Da. Te-ar plăcea, da? Da. Poate pe viitor, la o casă mai mare, ok, este acceptabil. Da. Vă mulțumim mult pentru că ați venit la noi, Radu, Adriana, și l-ați adus și pe Cocos. Poate data viitoare veniți cu toți trei. Mersi. Încercăm. 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 Vă mulțumesc mult tare, drăgălașie, și vă admir pentru că sunteți atât de dedicați acestei cauze nobile. Și aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc, care tot așa, poate găsesc odată un animăluț și nu știu ce să facă cu el, vă găsesc pe rețelele de socializare și pot să vă scrie ca să vă ceară sfaturile, nu? Desigur, desigur. Da. Important, cum a spus și soțul, nu trebuie pe tot să iei acasă. Important, măcar cumva, să ajuți. Nu poți să-l iei acasă, găsești un voluntar, du-l la clinica veterinară, practic deja fiecare a doua clinică veterinară cum lucrează cu careva voluntari. Ei sună și spun, hai, uite, ajutăm. Adică poți să ajuți minimal, da, măcar să ai o intenție frumoasă. Mulțumesc foarte mult, mă bucur mult că v-am cunoscut. Mulțumim mult. Și vă mai așteptăm.